Salutare povestitorilor! Astăzi vreau să vă prezint pe scurt un unboxing făcut la acest microfon wireless de la Sony EKMW2BT pentru camera Sony pe care eu o am, A6100, și pe care ați mai văzut-o în video anterioare. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Bun, am zis că fac un scurt unboxing, după care eu voi reveni pe canal, așa că va trebui să rămâneți aproape pe canal, așa că dați acolo subscribe la canal, abonare, pentru a vedea și următorul video care îl voi face pentru acest microfon de la Sony. Îl voi testa cu camera A6100. Ok, și acum hai să vedem ce conține acest microfon. După cum vedem aici, acest microfon pare că ar avea un receiver și partea de microfon la valiera. Ok. Și din câte am citit eu, distanța maximă care de unde poate prelua ca și semnal audio este de 200 de metri. Deci tu poți stai la 200 de metri departare de cameră cu lavaliera și sunetul se va auzi destul de bine, dar asta o să vedem în testele pe care le voi face și sper să pot să fac și acest test, să pun la 200 de metri și să vedem că într-adevăr funcționează. Bun, avem un cablu USB pentru încărcare microfonului, încărcare bateriei, bineînțeles. Ok, aici avem un cablu care pare a fi jack to jack, cel mai probabil pentru a conecta microfonul la cameră, dar o să vedem în curând. Aici avem partea de interesantă, asta e foarte pufoasă, partea care se atașează la microfon pentru a reduce zgomotul de afară, de exemplu, adică nu neapărat zgomotul, mai ales partea de vânt ne interesează și aceasta ar fi pentru reducerea zgomotului. Ok, și acum să vedem ce avem aici. În acest saculeț avem, cum vedeți, avem parte de receiver, să vedem, ce frumos se deschide de aici, are și un suport prin care se poate prinde, se pare, la valiera, cât și microfonul în sine, foarte frumos, zic eu. Ok, deci asta e suportul, hai să-l și scoatem de pe suport, asta e suportul, ok. Bun, acesta se va atașa aici la microfon, cum vedem aici unde este patina. Deci, camera are aici acest slot, scoate și se introduce acesta aici. Așa. Bun. Da, arată nice pe cameră. Aici avem partea de, haideți să scot ca să îmi prezint, pare că stă destul de bine aici, ok, haideți să pun înapoi aici să nu se așeze praful, bun, deci aici spinii pentru care face conexiunea cu camera aici sus, avem partea de, aici scrie mic out, ok, aici cel mai probabil se va putea conecta acest cablu jack. Ok, aici avem conexiunea pentru celălalt cablu, slotul pentru celălalt cablu, ok, și hai să și-l pun înapoi aici ca să nu stea aici, așa, stea frumos. Bun, și acesta este la valiera, e destul de măricică, din câte se vede, dar, e destul de ok, zic eu, în momentul de față. Hai să vedem ce avem aici
Aici avem un LED care indică parte de legătură, că s-a făcut legătura, dar asta o să vedem cel mai probabil în celălalt clip, unde o să fac și testele. Ok, aici avem un alt slot, cel mai probabil pentru încărcarea și lavalierei și receiver-ului. Aici avem partea de on-off, pornit-oprit, buton de pornit-oprit la valieră. Ok, și partea... ok, aici iarăși avem LED-ul de link, deci cel mai probabil acestea o să se poată conecta între ele și se poate vedea cu acest LED, va indica dacă o să conectate între ele. Din ce știu, și acesta poate capta sunetul, deci și acesta care va sta pe cameră, chiar dacă aceasta nu îl avem, dacă la valiera nu e pornită, și ăsta poate funcționa sub formă de microfon și asta. Deci avem, teoretic avem două microfoane. Unul pentru cameră. Aici cred că cel mai bine și cel mai probabil o să vedem și în teste, să folosește când folosim camera îndeaproape, adică ne filmăm pe noi, facem o prezentare sau suntem noi în fața camerei și ne filmăm, iar aceasta putem să punem camera mai departe de noi și punem la valiera aceasta la gât și atunci prin legătura dintre la valiera și acest microfon vom putea capta sunetul la fel de bine. Ok, și cam acesta pot să spun că se află mai bineînțeles în această clip. Mai avem aici toată partea de cărticele și manuale de utilizare. Hai să vedem dacă... Da, deci toate sunt manuale de utilizare în diverse limbi. Ok, și cam atât. Asta este tot. Cam acesta a fost parte de unboxing și ce conține acest microfon de la Sony. Sunt foarte curios cum o să se audă, dar cred că la fel ca și voi, curiozitatea este mare. O să vedem în video următor, așa că rămâneți aproape. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Aștept și să-mi spuneți dacă ați testat vreodată acest microfon, dacă l-ați avut acest microfon, și să-mi spuneți cât de bun e. Până voi veni eu cu cel puțin cu testele, dar și după, chiar aștept părerile voastre în comentarii. Așa că până atunci, nu uitați, dați un subscribe, un like dacă v-a plăcut și un share ca să afle și alții despre acest conținut pe care îl fac eu. Până data viitoare, toate cele bune!